Invitatul dimineții în studioul nostru, așa cum vă anunțam, fostul ministru al justiției Raluca Prună și Cosmirus Cior. Bună dimineața! Bună dimineața, Magda! Bun găsit tuturor! Bună dimineața, doamna Prună și mulțumesc că sunteți în studioul RFI! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație și scuze pentru mica întârziere. Vremea ne dă bătăi de cap tuturor! Suntem la ora bilanțului, ați avut un mandat relativ scurt, am putea spune, ca ministru al justiției. Pentru început, aș vrea să vă întreb care ați spune că ar fi cea mai importantă realizare a dumneavoastră ca ministru. Cred că cea mai importantă realizare a mea este în materia luptei împotriva corupției și anume adoptarea strategiei naționale anticorupție, care nu este prima strategie de acest tip pe care România o are, dar îndrăznesc să spun că este cea mai bună strategie, cea pe care am adoptat-o acum. E cea mai completă, cea mai largă, consultată cu mulți parteneri instituționali. Uh, și legat tot de strategia națională anticorupție, de fapt în aceeași cheie, uh, operaționalizarea Agenției Naționale pentru Administrarea Bunurilor Indisponibilizate, ANABI. Uh -huh. Este și acesta un obiectiv important pe care sunt foarte încântată că am reușit să-l ating și Ceea ce lipsește acum agenției, da, ceea ce lipsește țări este un buget, așa încât eu sper că agenția să primească bugetul de care are nevoie pentru a funcționa efectiv. Agenția funcționează în clipa de față sau care Agenția care e situația? are un sed, are un director. are, angajați, are, are un, un director general, un director general adjunct, are angajați, are un sediu, are mobil, are calculator, are tot ce trebuie. Și funcționează, da. E la început, dar funcționează. Am înțeles. Vorbeați în bilanțul pe care l-ați prezentat recent pe rețeaua de socializare Facebook, scriați acolo că ați reușit să transparentizați Ministerul Justiției. Cum anume ați făcut asta? Păi, Ce ați făcut mai exact? În primul rând am, am pus totul pe, pe site-ul instituției. Deci acolo am pus, nu știu, de la bugetul pe care îl are Ministerul, la modul în care el se cheltuie. Aceasta a fost și o inițiativă comună cu Ministerul Finanțelor Publice, care după cum știți a, a lansat o, o platformă de transparență.ro unde vezi la orice moment cine ce-a cheltuit a. am toate contractele publicate pe site-ul Ministerului, erau încă era un acolo și sper să rămână o întrebare pe care și-o pun oamenii care se plimbă de an bun, poate, prin instanțe este ce ați făcut pentru a scurta durata proceselor. Ați luat vreo măsură în acest sens? Nu, aici trebuie să spun că nu am luat o măsură și, de altfel, să știți că durata lungă a proceselor nu este o chestiune care se poate rezolva printr-o măsură administrativă luată la nivelul unui minister al justiției. Și o chestiune care există în multe, în multe state membre. Aici e și o chestiune de sistem pe care noi trebuie Trebuie să o analizăm. Suntem o țară în care accesul la justiție este un acces facil, cum de altfel este și cazul să fie, dar suntem o țară în care foarte multă lume merge în instanță pentru foarte multe lucruri și avem milioane, peste 2 milioane de dosare pe an, ceea ce face ca volumul acesta foarte mare să genereze un, un timp lung, din păcate, în, în instanțe. Deci, românii deci, sunt procesomani? Nu, nu spun că românii sunt mai procesomani decât, decât sunt italienii, de exemplu, care au o medie mai mare decât avem noi, media de, de ajungere la o decizie definitivă. Ceea ce s-ar putea face, dar eu am avut timp în acest an, este să ne uităm puțin la competența instanțelor și probabil că o reașezare mai bună, pentru că nu toate instanțe pe toate gradele de jurisdicție sunt la fel de, să zicem, de ocupate și o mai bună reașezare cred că ar conduce la un timp, la un timp mai, mai scurt, o, o durată rezonabilă. De... Când spuneți o mai bună reașezare la ce vă gândiți? Da, exact. Sunt că probabil, probabil nu știu, sunt, sunt chestiuni care nu trebuie să ajungă la nivelul unui judecător pentru că și timpul judiciar este o resursă rară, noi nu avem decât un număr limitat de judecători și atunci, în discuțiile pe care le-am avut, de exemplu, cu, cu, președinții curților de apel, mi s-a spus că sunt chestiuni de pildă contravențiile care ajung uneori pe masa uneori, care ajung pe masa judecătorului, sunt chestiuni care n-ar trebui să ajungă pe masa judecătorului. Deci ar trebui să, să, poate să eliminăm de pe, de pe masa judecătorului, să rămânem într-o procedură administrativă, sigur, cu o cale de atac în instanță, mai multe chestiuni care astăzi, din păcate, ajung toate pe masa unui judecător. Și aici, dacă îmi îngăduiți să spun, eu cred că ar trebui să, să ne obișnim în România că nu absolut totul trebuie să ajungă pe masa unui judecător, că sunt proceduri administrative care numai, să zicem, în calea de atac, dacă ești nemulțumit, trebuie să ajungă pe masa judecătorului. Și până să ajungă pe masa judecătorului, ce alte variante există? Pe nu știu, îți dau așa un exemplu. De pildă, pentru, pentru a elibera, să zicem, o autorizație, poate confirmarea nu trebuie se facă în instanță. Poate că numai, în instanța trebuie să mă duc numai dacă sunt nemulțumit de faptul că nu mi s-a eliberat autorizația. Ori sunt încă situații pe care mi le-au adus la cunoștință președinții de curs de apel care conduc la o aglomerare foarte mare a instanțelor. Și atunci avem foarte multe dosare mărunte, ca să spun așa, dar care prin numărul lor consumă timpul judiciar și generează o durată îndelungată a, proceselor în general în România. Sunt și Prea puțin judecători? Nu, n-aș spune că sunt prea puțini judecători. Nu am acum cifrele, dar media pe care noi o avem de judecători la 100.000 de mii de locuitori este mai mare decât media, asta vă pot spune în mod sigur, mai mare decât media la nivelul european. Deci nu nu stăm în situația unei unui număr mic de judecători. Pe de altă parte, însă, se adoptă legi și o să dau un exemplu despre care s-a tot vorbit, legea insolvenței persoanei fizice care și ea prin prin prevederile pe care le are, generează, e de natură să genereze un, un, o aglomerare în instanțe și Consiliul Superior al Magistraturii a cerut numai pentru această lege suplimentarea posturilor de judecători cu 650, ceea ce este o cifră foarte mare. Am lăsat asta pe masa viitorului ministru. Legea, după cum știți, s-a prorogat. Deci ar trebui și din acest punct de vedere ca atunci când adoptăm o lege să facem poate un studiu de impact mai aplicat și indiferent că legea poate fi foarte bună, poate avea intenții foarte bune, să vedem dacă o putem aplica aplicat și avem resursele necesare pentru a putea aplica legea cum trebuie. Cum ați colaborat doamnă Prună cu CSM? În acest mandat. Am avut o colaborare instituțională bună. N-a fost ușoară, trebuie să, să spun, dar am avut o cooperare instituțională bună. Am mers de multor la la CSM în cadrul procedurilor, de exemplu, de uh, propuneri pentru numirea la în parchete. Am participat de câte ori am fost, uh, am fost în, în țară, deci cu mici excepții am participat la ședințele plenului CSM și eu cred că a fost o colaborare bună. Dar cum ați descrie acest consiliu? superior al magistraturii? Adică vi se pare că e o instituție care funcționează așa cum trebuie? Vi se pare că își atinge obiectivele propuse? Își justifică existența? Acum, aici da? eu o să fiu subiectivă pentru că întâmplarea face că în 2004 când s-a adoptat prima lege care, legea 317 pe 2004, eram în România lucram la delegația Comisiei Europene și am participat nemijlocit la elaborarea acestei legi. Deci fără îndoială că un Consiliu Superior al Magistraturii ca și garant al independenței judiciare într-o într țară este o instituție care era necesară României și este o instituție care există în numeroase alte state membre cu o tradiție din aceasta a dreptului continental, cum se numește. Deci instituția exista, există și este bine că există. Modul în care ea modul în care ea funcționează trebuie puțin văzut și de altfel, cred că în timp ce vorbim are loc acum ședința constitutivă a noului Consiliu Suprem superior al magistratului, știți că mandatul celor uh, consiliului vechi a expiră astăzi, se încheie astăzi și de mâine uh, și intră în, uh, în competență un nou consiliu pentru un mandat de șase ani. Și cred că la început de drum, ceea ce acest consiliu trebuie să vadă uh, este dacă nu cumva există suprapuneri uh, cu Ministerul Justiției și o să vă dau exemple. O să vă spun așa, că la Ministerul Justiției avem o direcție de legislație pentru că noi avem ca partea administrației centrale. Inițiativa Legislativă, există o direcție foarte mare, mai mare chiar de legislație la CSM. Există departamente de resurse umane la Ministerul Justiției, există la CSM, există la Parchetul General, există la Curtea, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Există departament de afaceri europene la Parchetul General, la Ministerul Justiției, la CSM. Ori în condițiile în care noi ne găsim și noi nu facem aici niciun fel de excepție, cu resurse umane limitate, cred că este, este bine să ne uităm la o mai bună reașezare și la o, la o folosire mai eficientă a resurselor. Cred poate că CSM-ul are un aparat administrativ mult prea mare. De altfel, numeric vorbind, este mai mare decât Ministerul Justiției. Am înțeles. Aș vrea să vă întreb doamnă Prună, cum ați deci cum ați descrie scurta experiență în cabinetul tehnocrat condus de domnul Dacian Cioloș? Cum, ați, cum a funcționat din perspectiva dumneavoastră ca a fost ministru acest cabinet? Eu nu am un termen de comparație cu un guvern altul decât acest guvern tehnocrat, dar din perspectiva mea cred că am, fu am funcționat într-o echipă foarte bună. Am avut, și asta este un lucru foarte important din partea premierului Cioloș, o autonomie. Pe, pe domeniile pe care, de care ne-am ne ocupat. Vorbesc de mine ca ministru al justiției. Nu mi s-a impus niciodată nimic și am avut în premierul Cioloș un partener de câte ori am avut sigur nevoie de, 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 de consultare cu, cu, cu domnia sa. Mandatul, așa cum ați spus, a fost un mandat scurt și, din păcate, el se termină exact atunci când echipa se rodase mai bine și funcționa mai bine. Dar eu cred că am făcut o treabă treabă bună. Pentru mine, în orice caz, a fost o experiență uh, extraordinară. Uh, nu veneam într-un domeniu pe care nu-l cunoșteam. Am monitorizat acest domeniu timp de patru ani pe parcursul negocierilor pentru, pentru aderare și a, a fost bine să, să am această experiență și util, cred, și pentru, uh, pentru justiție în general să am, să, avem, să am eu această experiență de partea, dacă pot spune așa, cealalta baricade, dinspre administrația română și nu dinspre cei care monitorizau sistemul judiciar. În România. Cu cine ați colaborat cel mai bine din guvern? Cel mai bine din guvern am colaborat cu premierul Cioloș, am colaborat cu ministrul Dragoș Tudorache, pe care de altfel îl cunosc de foarte multă vreme. De la internet. da? De la internă, dar înainte de asta a fost cancelar, uh -huh. cu ministrul sănătății, cu Vlad Voiculescu, cu care am colaborat și pentru că, dincolo de o afinitate, să zicem, de, de idei, și pe, pe domeniul acesta al penitenciarelor cu domnul Dragoș Păslaru, cu Anca Drago, cu ministrul finanțelor și, și cu mulți alți colegi. Îmi cer scuze dacă nu-i amintesc pe toți, dar aceștia au fost, să zicem, nucleul cu care am lucrat cel mai îndeaproape. Unde ați întâmpinat rezistența cea mai mare în acest mandat? Um, rezistența cea mai mare este, uh, și nu spun un lucru nou, este în mentalitățile uh, oamenilor. Și uh, uneori am avut o rezistență și în privința propriilor mele mentalități. Cred că, în anumite privințe, administrația românească este puțin încremenită în, în proiectul ei uh, și nu acceptă niciun fel, uh, niciun fel de schimbare. De exemplu, vă dau un exemplu foarte trivial. Ca să-mi cumpăr o ștampilă la cabinet pe care să scrie cabinet de ministru și să am o dată, nu? ca în clipa în care intră un document să pot să știu când a intrat în cabinet, a trebuit să fac o notă de oportunitate în 5 exemplare și când am întrebat da, de ce facem asta, că mi s-a părut puțin excesiv să ai 5 exemplare dintr-o notă, mi s-a spus așa se face. N-am putut schimba foarte ușor această chestiune pentru că oamenii moștenesc niște, niște proceduri, știu că ele sunt așa și nu-și pun întrebarea dacă nu cumva le putem simplifica. Și eu cred că ceea ce a făcut guvernul Cioloș ca să mă întorc la întrebarea anterioară, este și acest lucru, o anumită simplificare și explicarea faptului că unele lucruri pot fi făcute mai simplu, fără ca asta să, să, să însemne altceva decât o eficientizare a acțiunii administrative. Ați fost, doamnă Prună, unul dintre ministrii guvernului Cioloș cei mai atacați de uh, actuala putere, de, de această coaliție PSD-ALDE de pe băncile Parlamentului. Cum v-ați simțit, cum ați resimțit aceste critici, aceste A, atacuri? Aș vrea întâi să spun că acest atac, în primul rând, l-am resimțit nu ca pe un atac la mine ca persoană. Noi vedem, suntem acum de două zile cu un nou guvern și vedem că tema recurentă și în discursurile instituționale, dar și în discuțiile în spațiu public, în media, tema recurentă este justiția. Mm -hmm. Pentru că justiția este o chestiune foarte importantă. Un stat nu poate funcționa, Investițiile, nu? Dacă ești investitor, nu vei veni să investești într-o țară în care nu ești sigur că investiția ta este, este garantată de, de o justiție independentă. Deci vorbim foarte mult despre justiție, este o chestiune firească și din această perspectivă era firesc ca, ca eu ca ministru să fiu atacat. Cred însă că atacurile au depășit limita civilității. Și, și, bun, eu nu sper decât ca mediul acesta public românesc să fie încet, încet asanat de, de atacuri care, repet, sunt atacuri care depășesc limita civilității și care sunt atacuri la persoană. V-au afectat în vreun fel activitatea ca ministru? Nu, absolut atacuri? deloc. Absolut deloc și aveam, cum să spun, experiența unor prieteni care au trecut prin, prin experiențe administrative similare și care îmi spuneau cu cât sunt mai atacat, cu atât simt că performez mai bine. N-am înțeles asta până n-am venit în acest mandat. Deci faptul că am fost atacată n-a făcut decât să mă facă și mai hotărâtă și mai încrezătoare că ceea ce fac înseamnă că fac bine din moment ce atac niște nuclee în societate care sunt certate cu justiția. Ce așteptări aveți de la noua putere? Ați vorbit de Ați atins acest subiect parțial. Avem un nou ministru la justiție, i-ați predat ieri mandatul domnului Florin Iordache. Ce așteptați de la dânsul? Păi, cred că aștept ceea ce așteaptă toată societatea românească, și, și anume să se construiască exact așa cum și noi, acest guvern tehnocrat, am construit pe o fundație pe care am găsit-o și ne-am adus contribuția. Deci am construit, n-am demolat. Eu aștept ca și acest guvern, în domeniul de care vorbim, în justiție, să construiască și să nu pună în discuție din nou coduri penale. Deci, să, să construiască pe fundația care există, care este, cred eu, o fundație solidă, și nu să-și să pună întrebarea dacă nu cumva trebuie să să reașezăm întreaga arhitectură. Acesta ar fi un mod de a, de a pierde timp și de a. Da, a pierde într-un fel ceea ce s-a câștigat. Dar deja au început să fie făcute diverse declarații publice. Jurnaliștii le întreabă insistent pe noul ministru dacă intenționează să se atingă de legile justiției, dânsul a dat de înțeles, așa pe un ton diplomatic, că e posibil să facă asta, dar după o consultare cu Parlamentul și societatea civilă. Ar de, trebui să se atingă pe undeva de, de Legile legi? justiției ar trebui să se atingă pentru că legile, așa numitul pachet al pe legile justiției care a fost adoptat în 2004, a făcut obiectul unor propuneri de modificări în, în cursul anului 2015, iar eu am preluat de la CSM, de la Consiliul Superior al Magistraturii, un proiect de, de modificare al acestor legi, pe care în mandatul meu l-am consultat cu toate asociațiile de magistrați, am făcut o largă consultare publică, astfel încât am lăsat actualului guvern un pachet gata să fie adoptat, însușit și adoptat, pentru că, repet, a fost consultat cu toate. Toate părțile interesate din, din societate și să meargă în Parlament spre a fi adoptat în Parlament. Acum, întrebarea este dacă nu, cumva, noi vrem să punem în discuție uh, opțiuni pe care România le-a făcut. De exemplu, noi ne întrebăm, există în permanență această discuție dacă procurorul este sau nu magistrat. România a făcut o alegere, care este o alegere constituțională. Spune Constituția că procurorul în România este magistrat. Este asta soluția perfectă? Nu știm. Dar e soluția pe care România a adoptat-o. A schimba acum asta, de exemplu. În condițiile în care accesul în magistratură se face printr-un institut național al magistraturii, unde toată lumea, procur, deci auditor de justiție, intră și au un corp de pregătire comună în, în primele trei din patru semestre cât studiază acolo, judecător și procuror la oaltă, este greu acum să, să schimbi acest lucru. Deci noi am făcut niște investiții într-un model instituțional care nu este unic în România, există multe alte state membre în care procurorul este magistrat și acum venim și ne întoarcem la momentul T0 și ne întrebăm dacă nu cumva trebuie să fie uh, altfel. Aceste lucruri, cred că trebuie să rezistăm acestor tentații, mai ales când ele vin, și îmi pare rău că trebuie să spun asta, din partea celor care au un interes direct, pentru că sunt ei înșiși în proceduri judiciare. Deci, cei care fac o discuție despre ce vrem noi cu această țară, ce vrem noi cu sistemul judiciar, cu sistemul de justiție în țara asta. Ar trebui să, să fie oameni care să nu aibă un interes direct, care să poată face această discuție uh, calm, așezat și numai în vederea îmbunătățirii sistemului de justiție din România, nu în vederea ajustării lui în, în propriul meu interes, dacă eu am un interes judiciar și sunt subiect de drept penal. Dar credeți, doamnă Prună, că, de exemplu, momente cum a fost Marțea Neagră acum câțiva ani mai sunt posibile acum? Eu, eu sper că nu mai sunt posibile. Ar fi regretabil și, de altfel, nu știu, acum și atunci și, și acum. Văd că se repetă așa, ca, ca pe o mantră, faptul că Parlamentul este, se spune, citez organul suprem. Da, așa este. Și asta e de la Constituție. Nu trebuie să ni se spune de 20 de ori pe zi acest lucru. Știm asta, că Parlamentul este instituția unde se adoptă legile și care are reprezentativitatea și legitimitatea pe care o dă votul direct. Dar acestea fiind spuse, și nu fac decât să invoc teoria politică, nu ce decide majoritatea este absolut lipsit de orice fel de, de critică. Deci trebuie să, să luptăm împotriva tentației tiraniei majorității. Și când spun tirania majorității, spun că folosesc o licență folosită în filozofia politică. Aș vrea să vă întreb de asemenea, doamnă Prună, dacă aveți un punct de vedere apropo de demersul făcut ieri de avocatul poporului. Domnul Victor Ciorbea, care a provocat indignarea, ca să o citesc pe purtătoarea de cuvânt a președintelui, indignarea domnului Iohannis, a contestat la Curtea Constituțională acea lege 90 pe 2001 care interzice unei persoane condamnate în instanță definitiv să facă parte din guvern, motiv pentru care domnul Dragnea nu a putut fi premier. Um, nu voi spune decât că există o petiție care s-a făcut și pe care eu însă m-am semnat-o. Eu nu înțeleg de ce, dintr-o dată, discutăm despre o lege din 2001, care până acum nu a ridicat niciun fel de problemă și am citit, nu cu foarte multă atenție, trebuie să spun, dar din ce am citit, despre argumentele invocate de avocatul poporului, inclusiv despre una din cauzele, cedo, pe care domnia sa le invocă în, în formularea argumentelor, trebuie să spun că pe mine nu mă conving deloc. Și de altfel cazul invocat, un caz repet din jurisprudența CEDO, este, este un, un caz invocat greșit. Acolo se vorbește despre o persoană, în cazul CEDO, se vorbește despre o persoană din Grecia care a fost condamnată pentru că a refuzat din motive religioase să-și execute serviciul militar. Or, avocatul poporului, în argumentul pe care l-am citit, invocă în mod greșit acest caz spunând că dacă mi-aduc bine aminte că este vorba de, de infracțiuni săvârșite din culpă sau cu intenție. Deci este, este, repet, un tip de argument invocat greșit, este o grabă pe care eu nu o înțeleg și de altfel pot să remarc că în multe alte situații în care avocatul poporului ca instituție, eu nu vorbesc de persoane, eu vorbesc ca instituție, ar fi trebuit poate să sesizeze Curtea Constituțională, nu a făcut-o și o face acum. Este, este, cred că, regretabil. Deci argumentele avocatului poporului nu sunt beton, cum se exprimă uh, Aș domnul spune că Victor nu orice sunt orice Eu, ca jurist, spun că nu sunt deloc beton și, de altfel, juriști mai buni decât mine s-au manifestat în spațiul public și au zis că argumentele sunt destul de slabe. Așteptăm să vedem ce spune curtea și trebuie să mai spun că inclusiv poziția avocatului poporului, și aici vorbesc de persoană în situații similare în fața curții, au fost exact contrariul la ceea ce domnia sa a susținut ieri prin depunerea acestei sesizări la, la curte. Deci asistăm la o schimbare de practică însuși avocatului poporului. Ne apropiem de final, doamnă Raluca Pruna. Ați fost ministru al justiției până acum o zi, două. Ce veți face mai departe? Mai departe o să mă întorc exact acolo de unde am venit la cariera mea de jurist la Comisia Europeană, dar am să rămân un cetățean implicat și am să monitorizez sistemul acesta de justiție ca cetățean. N-am să fiu singură pentru că vreau ca ceea ce am făcut în acest mandat să fie și corect prezentat, nu în mod manipulator, și să fie și prezervat. Și aștept să se construiască pe ceea ce am făcut. Ce veți face mai concret la Bruxelles? Mă întorc ce... în direcția generală piața internă, de unde am venit, unde conduceam o echipă de, de juriști și unde mă ocupam de libera circulație a mărfurilor, a bunurilor. Mă întorc în aceeași direcție generală, nu știu încă exact ce anume voi face, dar pe piața internă voi lucra. Nu sunteți tentată să intrați sau să colaborați într-o formă sau alta cu acel ONG pe care anunța ieri fostul premier deja. De ba da, da, am să rămân. Când am vorbit de implicarea mea, la asta m-am referit, am să rămân implicată prin acest ONG. Sunt foarte fidel acestui proiect Cioloș pentru că eu cred că a, a fost un proiect care a livrat pentru România. Noi, am, noi nu am vorbit, noi am arătat că se poate și acum vrem să facem acest lucru. Într-un mod structurat altfel, decât ca acțiune politică-guvernamentală, în cadrul unui ONG în care voi fi implicată, da. Ultima întrebare, vă rog, în 30 de secunde. Aveți vreun regret după acest mandat de ministru? Am regretul că, din păcate, n-am avut un dialog mai bun cu Parlamentul așa mă gândesc că a fost un an electoral și că erau ocupați dar, dar cred că de, de ambele părți poate și din partea mea, dar cu siguranță și din partea Parlamentului trebuia să există o conlucrare mai bună, de pildă dacă mi ingăduiți am depus în luna martie anul trecut, am obligație de la lege ca ministru să mă duc în Parlament să prezint raportul de activitate al parchetelor, am trimis scrisoarea în luna martie în Parlament până ieri când mi-am predat mandatul, nu primi semn niciun răspuns. Încheiem cu această idee. Mulțumesc foarte mult pentru. Și prezența. eu vă mulțumesc foarte mult. Raluca Prună, fostul ministru al justiției, a fost în studioul RFI. Eu sunt Cosmirus Cior. Vă dau reîntâlnire luni la ora 9 și 20 cu nou invitat al dimineții la RFI. Până atunci, numai bine.